Capitolele credință. Un ocol neintenționat. Un incident pe care lui Jesse și mie ne este imposibil să-l uităm are legătură cu un ocol pe care nu am intenționat să-l facem. Ne aflăm în Manaus și ne grăbeam să ajungem în josul râului la Maues, unde urma să ținem timp de 5 zile o întâlnire de tabără după modelul vechi. Trebuiau să vină 4 sau 500 de membri ai bisericii noastre. Puteam să urmăm 2 rute spre Maues. Una urma cursul râului Madeira în Amonte, pentru ca apoi să coborâm în aval pe un canal strâmt spre Maues. Cealaltă rută urma cursul fluviului Amazon în aval, după care făceam o întoarcere pe un canal strâmt spre oraș. A doua rută era cu 5 sau 6 ore mai scurtă, chiar înainte de ora 4 după amiază, în timp ce ne pregăteam să traversăm gura râului Madeira, Jesse m-a întrebat ce rută propun să urmăm. Ei bine, cum timpul ne presează, zic să coborâm pe Amazon, am răspuns. Jesse era nemulțumită de decizia mea. Uită-te numai la norii aceea de furtună. O să intrăm fix în ei. Am fost de acord. Da, riscăm o furtună, dar ne așteaptă atâția oameni încât trebuie să urmăm această cale. Am urmat cursul fluviului în aval și am traversat întinderea de ape de 2 mile de la gura râului Madeira. Eu stăteam la timonă și o țineam strâns ca să înaintăm drept. Când am ajuns în partea de mijloc, parcă cineva a apucat timona și a întors-o. Am încercat să mă opun, dar nu am reușit, deși sunt un bărbat puternic, mătăhălos și cu brațe musculoase. Cineva, mult mai tare decât mine, a întors cârma și am urmat cursul râului Madeira în Amonte. Am crezut că poate se prinsese un buștean sub cârmă. M-am uitat peste o laterală a bărcii, dar n-am putut să văd nimic. Am încercat să întorc timona înapoi în direcția Amazonului, dar nu s-a clintit. De data asta, m-am speriat cu adevărat. În cele din urmă am cedat și am avut următorul gând. Ei bine, dacă cineva vrea să meargă în Amonte Perul Madeira, va merge în Amonte Perul Madeira. O clipă mai târziu a apărut Jesse. Ce s-a întâmplat? A întrebat, de ce ai schimbat cursul? I-am spus că nu l-am schimbat eu, dar cred că ceva m-a împiedicat să întorc timona. Mă bucur, a zis ea. Eram în spate și mă rugam să mergem în direcția aceasta, de partea de furtună, în loc să urmăm cursul fluviului Amazon. Barca s-a comportat perfect normal în timp ce urcam pe râul Madeira. Pe la ora 10, mult după ce s-a întunecat, am intrat într-un canal îngust ce duce la Maues și am lăsat ancora. Fulgerele au luminat cerul și a izbucnit furtuna. Ploaia a căzut ca o cascadă urlătoare în jurul nostru, iar vânturile au suflat cu o forță ciclonică. Dacă am fi fost pe Amazon, în mod cert, ne-ar fi așteptat dezastrul. Aici însă, în canalul îngust, eram în siguranță. A doua zi dimineață totul era liniștit. Am început să ne pregătim de vreme și pe la ora 9, după ce am făcut un ocol pe cursul apei, am văzut un țărm înalt, unde se găsea o casă. Un bărbat ne făcea semn cu un prosop alb să oprim. Când întindeam pasarela ca să coborâm pe țărm, bărbatul brazilian ne-a spus: îmi pare teribil de rău să vă opresc, dar fata mea stă să-și dea duhul. Puteți veni să încercați să o salvați? Bineînțeles că ne-am dus și, beneficiind de atenta îngrijire a lui Jesse, fata de 19 ani se găsea în curând pe drumul însănătoșirii complete. Vreau să vă spun ceva, spuse fata când s-a simțit mai bine. Culegeam fructe și m-am înțepat la mână într-un spin. Locul s-a infectat și cu trecerea timpului s-a agravat, încât în după amiaza anterioară, durerea mă săgeta în tot brațul. Pe când agonizam, un bărbat a trecut pe lângă casa anunțând că în Maius este o mică barcă, o mică barcă albă medicală care merge pe râu. Sunt sigur că dacă ar veni pe râul acesta, te-ar putea ajuta. Fata ne-a spus că după ce bărbatul a plecat, s-a dat jos din hamac, a îngenunchiat și s-a rugat cu mica barcă albă să coboare în aval pe râu. După aceea i-a spus tatălui ei să iese afară și să fluture un prosop dacă vedea apărând o mică barcă albă. Am întrebat-o la ce oră s-a rugat. Ah, ieri, la puțin timp după ora 4, după amiaza, a spus fata. Noi avem credință? Cât de mare este?
Dumnezeu așteaptă rugăciunile noastre. Fiți binecuvântați! Doamnul cu voi!